Ziua în care trebuia să se pronunțe sentința finală, ce este însemnat pedeapsa cu moartea, știți cum se întâmplă, avocatul află cine este vinovatul, de fapt. Și când intră el dimineața în sală de judecată, negru era cu cătușele la mâini, acolo pe scaun, și intră avocatul lui, zâmbește și spune, bună dimineața. Și negru spune, depinde de ce scaun în Spania. Și aș vrea să spun că indiferent pe ce scaun stai, dimineața e tot bună. Și de ce? Pentru că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Și fiecare răsărit de soare în care și bunătatea Lui Dumnezeu se măiește, este o zi bună. Și într-o zi bună, cred că ar trebui să ne facem mai buni. Amin? Știți că Apostolul Pavel, la un moment dat, spune, veniți la biserică și eu nu vă dau voie să luați cina pentru că ați venit să vă faceți mai răi. Să vii la biserică să te faci mai rău. Sau să vii la biserică să te faci mai bun, sigur după bunătatea celui de sus. În dimineața aceasta vreau să împărtășesc cu voi un mesaj. Un mesaj pe care voi încerca să-l pun și în dreptul tinerilor și în dreptul familiilor. Este o dimineață pentru familie și o păstrez pentru familie. Dar tot mă gândesc la cei care vor să se căsătorească și cred că Scriptura are și pe intrie, în cuvânt de spus. Și mă gândesc la următoarea idee. Unul din poeții noștri spunea, dintre sute de catarguri care lasă malurile, câte oare le vor frânge vânturile, valurile? Noi tot spunem că suntem într-o călătorie pe marea vieții. Și așa este. Și mai ales când ne căsătorim, fiecare cu bărcuța lui. Și ați văzut ce frumos este când se lansează o barcă. Fie că e micuță, fie că e titanică. Multă fanfaronadă, multă poezie, multe poze, multe frumusețe. Ați văzut cât de frumos este la o nuntă. Câtă bucurie, cât se pune accent pe vestimentație, cum apărăm, cum e organizată sala, care este meniul, programul trebuie să fie impecabil. Și cineva spunea, în orașul nostru se obișnuia să se publice pozele mirilor. Deci cam în fiecare ziar sau fiecare zi pe săptămânală, nu mai rețin, pagina din mijloc era plină de poze cu miri și miere. Toți foarte frumoși. Toți cu vise mărețe. Și bănuiesc că niciunul nu-și propunea ca barca familiei lui să se cufunde. Și apoi spunea, dacă mă uitam la statistici, îmi dădeam seama că dacă vreau să fiu realist, trebuie să iau pagina acelui ziar. Și oricum vreau să o rup, trebuie să o rup măcar în două. Ori așa, ori așa, oricum. Pentru că statisticile îmi spuneau cel puțin 50% din frumoși aceștia, zâmbărețe aceștia, vor sfârși în divorț. Și bărcuța lor va fi înnecată de vale. Și știți ce spunea omul respectiv în societatea noastră din nefericire? Se pare că nu mai există absolut nicio diferență între familii creștine și familii necreștine. Numărul divorțurilor la creștini sau necreștini este același. Sigur că la noi nu e așa, zicem noi. Sau poate unii zic încă. Sau poate unii zic nu este așa oficial pe hârtie. Întrebarea mea este următoarea. Nu cred că am găsit tineri în viață și nu cred că veți găsi tineri în viață care să spună am hotărât să plecăm pe un drum al nenorocirii. Ne-am căsătorit cu binele, cu frumusețea și vrem să ne căsătorim. Vrem să intrăm apoi într-o viață de probleme, într-o viață nenecază. Vrem să experimentăm toate suferințele intrării în adânc a despărțirii. Biblia vorbește mereu de unitate.
Planul lui Dumnezeu pentru noi este să venim împreună și să rămânem împreună și inima noastră să fie împreună, să fim una cu celălalt și una cu El. Și totuși există niște întrebări, oare ce se întâmplă în lumea aceasta? Ce se întâmplă în noi, ce se întâmplă în jurul nostru? Că atât de multe familii care pleacă frumos, sfârșesc tragic. În dimineața aceasta, o să vă invit să privim la două familii din Scriptură. Două familii care din nefericire au fost distruse, amândouă au fost distruse. Și aș vrea să privim la câțiva dușmani pe care i-a avut și are familia întotdeauna. Dar eu o să plec de la premiza, au fost atunci. Probabil nu sunt astăzi. Deci depinde dumneavoastră dacă sunt astăzi sau nu. Și nu vreau să vă învăț cum să vă distrugeți familia. Și vreau să învățăm cum să ne protejăm să nu ajungem unde au ajuns ei. Știți, Scriptura prezintă două categorii de oameni. Oameni pe care trebuie să-i urmăm. Și oameni pe care urme să nu călcăm niciodată. Și este foarte important când citești în Scriptură, chiar în viața acelui om, să vezi ce vrea Dumnezeu să faci ca el sau ca familia respectivă și unde vrea Dumnezeu să înveți de la o familie, de la un om, de la o națiune, să nu faci niciodată ce au făcut ei ca să nu ajungi unde au ajuns ei. Aici sunt două familii care le voi prezenta, pe care Dumnezeu le-a așezat în Scriptură ca să învățăm de la ei să n-ajungem niciodată unde au ajuns ei. O să încep cu o familie păgână. Vă rog, deschide Scriptura în cartea Estera. În cartea Estera, în capitolul 1, din punctul meu de vedere, din punctul vostru de vedere, pot fi multe lucruri prezentate acolo. Pentru că fiecare alege și din Scriptură ceea ce îi place. Unii o să rețineți numai aceea cu 180 de zile, atâta avere ce a putut arăta. Și ce am observat eu în cartea Estera, în capitolul 1? Dumnezeu prezintă distrugerea unei familii. Familia unui împărat. Și vă rog să rețineți următorul lucru. Când vorbim de un împărat și o împărăteasă, nu vorbim de oameni fără școală și spunem săraci, n-au avut școală, n-au avut minte, unde au ajuns. Nu vorbim de oameni săraci și spunem, uite unde au adus necazurile și sărăcie. Dacă aveau și ei o franjelă în plus, poate că rămâneau împreună. Așa, atâta necaz au avut că s-au certat mereu de la necazuri. Nu vorbim de foarte multe lucruri care am vrea să le punem noi ca motive. Și totuși găsim o familie distrusă. Ce s-a întâmplat în viața lor? Haideți să vă dau câteva versete din Scriptură. Capitolul începe cu un ospăț pe care îl prezintă împăratul Ahasveros tuturor căpeteniilor sale. Și este vorba de un ospăț care durează 180 de zile. Era ceva să te duci la un ospăț de 180 de zile. E ceva să prinzi un concediu de 180 de zile de la începutul anului și să fii tratat cum au fost tratați ei. Sigur, foarte mulți spun, este vorba de strategii militare care se făceau, împăratul dorea să impresioneze pe toți cu ceea ce este el și apoi de obicei își prezenta noua strategie militară, dar un lucru îl văd eu în versetul 9. Împăratul face un ospăț. Și versetul 9 spune, împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. Știți care am constatat eu că este unul din dușmanii familiei? Concurența. Concurența între soț și soție. Împăratul dă un ospăț, face și împărăteasa un ospăț. Acum nu e rău când e mai bună la amândoi și fac lucruri frumoase. Necazurile încep să apară când cei doi fac lucruri bune, nu cred că e greșit că dai un ospăț. Și chiar aș vrea să vă spun la un ospăț păgân, a avut și atâta înțelepciune împăratul, spune nimeni nu era silit să bea, împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecărui invitat.
ai venit aici, îți respect credința, îți respect morala, îți respect... Deci am putea să spunem, domnule, ăsta chiar era un om cu bun simț, un om cu multă eleganță, multă înțelepciune, deci n-aș putea să spun că era ceva rău în sine. Și foarte interesant că noi auzim în bisericile noastre, ca să nu spun, promovăm în bisericile noastre foarte mult competiția. Sigur, înțeleg fiindcă, așa-i? Câte versete de aur învățăm fiecare? Am ajuns la Arad și noi întotdeauna am fost bine organizați pe grupe de copii. Aradul a fost bine organizat în ce privește educația copiilor. Eu am vrut să fac o mică schimbare în biserică. Copiii veneau mai rar în biserică și am spus, eu n-aș vrea să crezi niște copii care când vor veni în biserică să întrebe, dar poșorul de ești pe cine sunt. Și am spus, aș vrea copiii, măcar o grupă de copii, fie și până ziua de astăzi, așa se întâmplă, fiecare duminică o grupă de copii intră și slujește în biserică, la cina Domnului suntem toți. Și după ce am vrut să stabilesc lucrul acesta, au venit învățători de tot și au spus, frate păstor, avem o mare problemă, ne bucurăm să intrăm în biserică, avem o mare problemă, care? Noi decât în fiecare dată când intrăm în biserică pierdem o lecție. Așa. Și? Deci, mi-a să nu știți ceva. Noi toate bisericile din Arad avem un program de studiu pentru copii și facem concurs. Noi terminăm câte un capitol, terminăm câte o carte și ne adunăm bisericile cu copii la concurs. Și? Ce vă dați seama dacă noi pierdem lecțiile, ce luăm loc? Ce loc luăm? Și mi-am dat seama că la un moment dat, în râna lor bună, au intrat într-o competiție, îi stresau și pe copii. Copiii învățau ceva mai mult ca la școală, pe că veneau cu bucurie la casa Domnului, credeau că mai toarnă pe ei și duminica. Unii chiar veneau cu bucurie, alții probabil se zicea. Și am spus, noi am intrat în competiție sau ne închinăm lui Dumnezeu? Și am spus primul lucru, nu mă interesează ce loc luam la competiție. Mă interesează copiii noștri să vină, să se închină lui Dumnezeu. Și mai am o propunere. Nu mai stresați copiii la biserică. Și ce dacă nu v-ați terminat lecția? Că nici eu nu-mi termin lecția câteodată. Și frate se bucură că nu i-am stresat. Că știți vorba aia, un frate care tot dădea cu punctele și la un moment dat, după ce tot o vorbim, ce fraților, mai am un punct, unde să-l pun? Și unul zice, frate, pune-l în locul meu că am plecat. Deci toți unii sunt și păstori răbdători, dar eu vă spun, sunt și biserici răbdătoare. Când începe unul să explice în 12 puncte, ori e cald, ori e frig, cum va fi cu venirea Domnului, la un moment dat spui, Doamne Iisuse, vin acum. E mai bine să mă duci decât să-l mai aud pe ăsta, da? De multe ori noi spunem competiție în lucruri bune. Haideți să vă pun următoarea întrebare. La cât vă place să pierdeți? Nu? Tuturor ne place să pierdem, da? Și atunci eu pun următoarea întrebare. Noi învățăm o cântare, voi învățați o cântare. Ne prezentăm juriu, nu știu pe ce criterii, că toată lumea spune că juriu nu-i bun. Toți spun că juriu nu-i bun. Sigurii care spun că în să pricep ceva, aceia care au loc întâi. Și atunci am depus efort, ne-am rugat, sau poate nu ne-am rugat atât dacă o trebuie să repetăm, nu știu tot ce facem în competiția asta, dar când se dă verdictul? Unul câștigă și unul pe locul 2. Și am observat că toți care sunt pe locul 2 zice, slăvit să fie Domnul, dar când mi-am dorit eu să pierd? Știți ce facem? Am învățat să fim educați. Și dacă pierdem, îi felicităm, Domnul să vă binecuvinteze, slăvit să fie Domnul și noi, ca Bush și cu Putin. Dar fiecare în sufletul lui, când a pierdut, și ce spune? Așteaptă să vină tura următoare. Și se poate intra într-un război din acesta rece care devine mai cald și să ajungem să privim unul la celălalt, ca la concurentul meu. Dragul meu, în familie, Dumnezeu nu e așezat să concurăm unul cu altul. Ne-a așezat să colaborăm unul cu celălalt. Și lucrul care trebuie să-l învățăm în viață, nu cum să fim în competiție cu nu știu cine. Noi trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și vreau să vă spun și vouă, tine, dacă veți învăța să luați viața prin competiție și aveți toate șansele, să știți.
Pentru că sunteți într-o junglă, suntem într-o junglă. Și noi spunem, frate, cel mai tare în business, cel mai tare pe piață, cel mai tare de gură, cel mai... Dragă mă, dacă vezi ce-i sub soare, așa, ai dreptate. Dar dacă te vei raporta puțin la un Dumnezeu care este deasupra tuturor lucrurilor, vei constata că nu cei mai iuți câștigă cursa, nu cei care au mai mulți cai câștigă bătălia. Psalmistul spune, unii se vizuiesc pe, alții se vizuiesc, logic, normal, noi ne vizuim pe concluzia. Ei, noi, de ce? Pentru că stăpânul este cel care ne ține în picioare. Primul dușman care poate fi dăunător, distrugător într-o relație este competiția. Și apropo, părinților, haideți să ne pocăim să nu mai facem un spirit de competiție între copiii noștri. Se da sorul ta nici eu cu tot lua și tu nu. Frate-tul, mă zice, erai mai bună ca frate-tul. Acum, de când te-ai îndrăgostit, că se pare că frate-tul de care râdeai, acum e înaintea ta. Și dacă tot ne băgăm în cap asta, ce ai zis, la un moment dat ajungem noi să ne punem copiii, se uită, vă zice, că de ceva, chiar mă ia mama, frate-tul, bine, se strânge gât, frate-tul. Că nu asta aud în ultimul timp. De ce? Pentru că noi, ca părinți, dacă nu suntem atenți, ai văzut asta, ai văzut asta, ai văzut asta. Asta vrea Domnul, să băgăm competiție între copiii noștri. Pe când spuneam serile trecute că noi suntem unicat și acesta este adevărul, noi n-ar trebui să-L comparăm pe nimeni cu nimeni. Și să spunem, dragul meu, Dumnezeu ți-a dat capacitate, folosește-o. Dumnezeu ți-a dat darul acesta. Da, fratele, lui Dumnezeu nu i-a dat darul. Lui nu i-a dat dar i-a dat alta. El e responsabil pentru darul lui, tu pentru a tău, el pentru vârsta lui, pentru mintea lui, tu pentru a ta. Fiecare așa să trăiți ca să vă folosiți valorile și să ajunge înaintea lui Dumnezeu să spună, bine, rog, bun și credincios. Ce să fac ca tot? Eu să trăiesc în credincioșie față de Dumnezeu, să mă împlinesc rolul, indiferent ce face soția mea. Soția mea se raportează corect la Dumnezeu și împlinește rolul, ea să fie credincioasă față de Domnul și față de slujba încredințată, eu credincios față de Domnul și slujba încredințată și împreună colaborăm, ne ajutăm unul pe celălalt să fim bine în fața stăpânului, nu suntem în competiție unul cu celălalt. A șaptea zi, versetul 10. Pe când inima împăratului era veselă de vin. Aia este un dușman în familie, când e vorba de unitate. Mintea tulbure. Acum haideți să ne înțelegem, eu nu o să vă spun ce vă tulbură mintea. Dar le-am spus la frate următorul lucru. Dacă Coca-Cola tulbură mintea, dă-i cu Sprite. Deci spune în Scriptură că nu poți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Și n-am vrut să definez care e paharul dracilor, dar sigur nu e a Domnului. Deci sunt două pahare. Și am spus, uite-te tu la paharul care te tulbură. Pentru că în viață, întotdeauna când iei decizii cu mintea tulbură, ajungi tulburat și tulburi pe alții. Știți că uneori nervine întunecă mintea. Am o sugestie pentru surori. Am citit undeva, este că e o chestie demonstrată, științific, medicală. Că dacă inima bărbatului bate cu mai mult de 100 pe minut, nu știu ce reacție chimică se produce în organism și nu mai judecă bine. Și atunci eu le recomand surorilor, când tot le iei la ce să lași, îl pierzi și tot le duci, zice, vecinul în stare, tu nu ești. Frate, tot zice, pot mai pămpălău ca tine. Dar el m-a purtat, știu că eu, dar uite ce a ajuns el, când tot îl iei, eu zic, dacă ești totuși înțeleaptă, ține-i mâna, bă. Și recomandarea mea, n-a acceptat până la 99. Că nu știi cât mai tare unul și el zice, frate, eu am auzit din prelegere de acolo și n-am mai pus limpede. Nu mă mai judec. Și eu zic, așa, când vezi că ajunge până la 90, iară de pauză, să mai scadă. Dragii mei,
multe pot tulbura mintea noastră. Influența lumească, gândurile lumei, atâtea lucruri ne pot tulbura mintea să nu mai avem o minte clară, luminată de Duhul lui Dumnezeu. Știți că și aici Apostolul Pavel stabilește o regulă. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este masă. Adică Apostolul spune, eu am o minte încărcată cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este detailat în mintea mea de Duhul Sfânt, care știe exact ce înseamnă Scriptura, și eu după asta mă conduc în viață. Dar nu cred că Duhul Sfânt îți tulbură mintea. Eu cred că Duhul Sfânt îți luminează mintea, cum spune acolo. Sunt atâtea lucruri, eu nu știu ce te poate tulbura pe tine, ce îți poate întuneca, tulbura gândirea. Dar un lucru văd aici, când ai mintea tulbură, bine ar fi să nu avem niciodată, dar când ai mintea tulbură, nu lua decizii. Deci atunci nu lua decizii. Nu lua nici decizii mari și nici decizii mici. Dar mai ales dacă e vorba de decizii mari. El când are mintea veselă, nu era el, nu mai era veselă de vin, a poruncit să aducă înaintea împăratului pe nevastă sa. Acum aici sunt două atitudini care pot fi privite în viața împărătesei Vasti. Unii repede am dat pe ea, bine a fost frate, că nu a fost supusă, să învețe când bărbatul îi spune drept, ea drept să fie. Dacă împăratul i-a spus să vină, ea trebuia să fie maestatea voastră să trăiți, am înțeles, aici sunt. Este o interpretare, și ce spun unii, că de fapt noi ar trebui să apreciem pe Vasti. Că împăratul cu mintea lui tulbure, când i-a cerut lui Vasti să vină ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, că ce era frumoasă la chip, a cam invitat-o pe Vasti să vadă lumea cât de sexy este ea, cât de... Și aici, dacă așa stau lucrurile, eu aș aprecia, o să spune femeie, e bine că nu te-ai dus. Că ai fost cu mintea limpede și dacă ai văzut că el nu judecă, ai spus, bă, dacă tu ai luat două pahare în plus, mă fac eu de rușine pentru că tu ți s-a urcat gărgăunii la cap. Dacă așa stau lucrurile, aș aprecia-o pe ea. Nu le apreciez pe celelalte care se duc fără invitație să-și arate frumusețea. Dar un lucru este clar, avem cel puțin două greșele aici. Odată avem competiția între soț și soție și avem apoi deciziile în momentul în care mintea nu este clară, lucidă, este întunecată. Să vă mai prezint un dușman. Intermediari între soț și soție. Acum vei spune la ei așa era. Dar nu știu dacă nu putea fi și altă. Nu cunosc eu chiar toate legile vremii. Dar vedeți, împăratul ia o decizie, trimite niște slujitori să-i spună lui nevastă să se bată. Nevasta, prin slujitori, îi trimite înapoi, nu mă duc să-și bag mințele în cap, să zic, m-au fi spus. Și știți chestia aia cu telefonul fără fir? Mie îmi place foarte mult, am auzit, nu știu cât de adevărat, dar nu îmi place ideea. Că un țăran care nu știa să citească a primit scrisoare de la băiatul lui din armată. Și atât de bucuros bătrânul s-a dus la un vecin să-i citească scrisoarea. Ăla era aglomerat, ăstea peste cap, la un moment dat zice, băi, îmi face să scrie scrisoare. Deschide, dragă tată, îți vine sănătos, îmi trimis niște... Mă zic, ăsta e excroc, nu-i oana mea. Am auzit o zi de excroci în lume care vorbă, na, ăsta nu-i oana mea, și nu, gata, ăsta nu-i... Da, bătrânul ia scrisoarea, tot să duce, știi cum e, la un moment dat vede unul pe bancă acolo, mă, zice, nu-i vrea să te uiți aici, ăsta zic că e de la oana mea, din armată, dar nu, începe la liniștit cum avea vreme, dragă tată, să știi că-ți vine, să... Nu, ăsta, da, zice, ăsta e a meu pe care la ăsta îi trimit, nu e scropul ăla care... Aceea scrisoare. Dar un alt mod. Un alt fel de a spune. Stau și mă gândesc, indiferent cum au fost legile, hai să spunem că el trimite intermediari, numai nu știu
toți ăștia pe care e și greu să-i pronunț cu numele alea, cum s-au dus ei și au vorbit cu regina? Poate ar fi putut să meargă să vorbească frumos cu ea, maiestate, uite, te invită regele să vii, să nu vei. Sau poate s-au dus că ei marge, dar regele spune în 2 minute să fie acolo, nu, în 2 minute spune că nu vine. Tot. Așa ai vorbit. Când au venit înapoi, una era să fie un om înțelept să spună regelui, auzi, împărăția asta nu poate veni chiar acum, e chiar o chestie importantă, sau să spun împărate, e să băgat în geamă. Ea e cu muiere, e acolo, se distrează și vorbesc despre noi, pun la cale o revoluție. Bun, să spunem că prima variantă nu este. Tot mă întreb, el ca împărat și ca soț. De ce n-a avut atâta minte dacă i-au spus nu vin? Să spună, lași că mă duc eu un pic să discut ea. Să spună, dragă, am o întrebare. Cum ai înțeleg, ai și tu o spătătoră? Arma nu mă face mire în fața oamenilor. Știu că tu nu ești prea cu pusă, dar măcar așa, o chestie politică. Vrei și tu să înțelegi două ori? Păi ea să spună, mă, dar nu, chiar nu m-am gândit că e important pentru tine. Dar mai stai tu 5 minute, mai trimite pe ăla să rătească la mine, că-i trag una de zboară. Și dacă mai aștept un pic, spune, poate că dacă discutau ei doi, acum hai să nu vorbim atâta despre ei, dar stau și mă gândesc în viață, dacă am discutat noi fără intermediar, știi? Dacă am ști să discutăm noi frumos unul cu celălalt, dacă am ști să avem răbdare să ne explicăm motivația, de ce vreau un anumit lucru, de ce nu vreau un anumit lucru, dar nu prin socri, prin soacră, prin prieteni, pe nu știu unde, și câteodată nici măcar prin telefon, prin e-mail, prin mes. Câteodată, dacă ai puterea să te uiți în ochii celuilalt și să spui două cuvinte, totul s-a rezolvat. Se pare că și sistemul acesta de comunicație în lumea noastră, pe care noi îl considerăm bun și îl folosim, are problemele lui. Se exclude relația persoană-persoană și e tastatură-tastatură, care e un pic mai rece. Foarte important, dragii mei, indiferent care sunt lucrurile, nu folosiți intermediar. Îi spui la prietenul tău și îi spună la prietena ta, care îi spune verișoara lui, că te miri de ce aia pune spaghetele în cap când vă întâlnim. Pe ce prietenul tău știe să transmită cum ai vrut tu și ce ai vrut tu și suficient virgula că nu o pui bine, că nu ziceați voi că pe timpul comuniștilor unul a început să strige, asta-i viață, ăsta tragi, să trăiască un uman. Păi că tot o felicitate evreu a auzit-o, dar să mă felicitezi pe mine, evreu, și el sloganul, asta-i viață. Ăsta-i frani, asta zide unul mai, și ăsta l-au legat. Nu, evreu nu m-au zis că evrei. Am auzit de un inginer, dar nu o să vă spun finalul, undeva lângă Oradea s-a făcut o crescătorie mare de porci și la deschidere a venit și iubitul, fiul al poporului porci, Nicolae Trătescu. Și s-a dat un cuvânt și inginerului care conducea și a spus, șovare, dragi invitați, vreau să vă spun, poate dumneavoastră nu știți, această mare porcărie s-a făcut sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și ar fi bine să știți că sub directa îndrumare a tovarășului multe alte porcării de genul ăsta s-au făcut în România. Așa, comunicare, da? Măcar dacă vorbești de porcării, să le vorbești tu și să nu le vorbească intermediat, da? Uitați-vă la versetul 13. Deci haideți să vedem dacă putem recapitula. Care este primul dușman? Competiția. A doua? Decizii la minte dulgură. A treia? Intermediare. Să vedem care ar fi următorul. Versetul 13. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii. Na, asta iară e bună. Deci ai o problemă în familie, și atunci a discut cu înțelepții vremi. Și de câte îmi dau seama, cei mai înțelepți în problemele legii sunt avocate, știi?
Ei știu cam cum merg lucrurile în societatea în care trăim noi. Și recomandarea mea este, dacă vreți să aveți pace, liniște și binecuvântare, cum apare o problemă în familie, discutați-o fiecare cu avocatul lui. Și dacă nu o să vă lămurească ei cum trebuie, atunci o să vedeți că am avut dreptate. Nu o să vă lămurească. Vedeți, aici este o problemă. Când îți rezolvi ceva în familie sau de rezolvat ceva în familie, se întâmplă ceva, cu cine discuți? Dacă vrei să te consulți, pentru că trebuie să recunoaștem, noi încercăm să prevenim anumite lucruri. Încercăm să le rezolvăm cu capacitatea noastră. Și oricât ar fi de umilitor pentru noi, sunt momente în care nu ne descurcăm singuri. Sunt momente în care nu ne descurcăm singuri. Și va trebui să cerem sfatul cuiva. Eu i-am rugat pe tinerii din biserică, înainte de căsătorie, să-și aleagă naș. Zic naș așa ca pe unii să-i trezeze, nu doar, de asta am folosit termenul. Pentru că, dacă vreți să știți, chiar în bisericile istorice, dacă vă uitați la rolul nașilor, o să vă speriați ce rol important au ei. Ei să lase că mulți care se duc naș, apar n-au la că se înjugă. Ce răspundere sau ei în fața pământului, în fața cerului. Eu la ce mă refer? Vin și le pun tinerii următoarea întrebare. Voi să vă căsătoriți, da, frumos, tot, nu o să aveți probleme niciodată, dar începe așa mai tin. Cine o să se roage pentru voi specific? Nu așa că ne rugăm noi câteodată, Doamne, ai milă de păi de una în miere. Păi zice, nu știu. Păi n-ar fi bine să aveți o familie să se roage pentru voi? Nu, zice, ar fi frumos. Să știți că bă, se roagă biserica, nu se roagă, se roagă tata, nu se roagă. Uite, familia aceea se roagă pentru noi. Sau, dacă o să ajungeți prin reducere la absurd, că nu o să știți care le curați macaroanele de aici, în ce probleme, pe cine o să întrebați cum să vă rezolvați problemele? Că zic, eu am senzația că dacă nu discutați acum, până n-aveți nicio problemă, dacă atunci când apar problemele decide cu cine o să discutați, așa am eu senzația că tu o să suni pe unul care e sigur că dă dreptate ție și ea o să sune pe una care e sigură că e de dreptate ei. Pe care ar asta minte să sune pe unul să spună, bă, tu ești fără minte, bagă-ți mințele în cap. Bun. Să suni un prieten care spune, bă, ți-am spus eu că aia trebuie educată. Nu mai crezi, dar ai zis la vorbele mele, pune mâna pe furcă. Păi, normal că suntem egoiști, niciunul nu vrem cineva să ne spună frumos sau mai puțin frumos, băi, tu ești vinovatul și trebuie să repar. Tinerii au înțeles unii, nu-i poate ce să știi că ideea e faină. Mai ales când le-am zis, poate că oamenii ăștia să le dai dreptul și să te sfătuiască și să pună întrebări, să aibă dreptul să pună întrebări. Și poate nimerești o familie care te sună, știi, și zice, alo, ceau, ceau, zice, unde? În luna de miere. Zice, știu că nu m-am pus, vă întreb cum sunteți. Fain de tot, zice, foarte fain, da. Ăsta zice, cum am fost noi? El zice, la voi cum am fost? Și noi după 3 zile, eu vreau să vin acasă cu avionul și eu cu vaporul. Dar ce vorbise cu unul să mănânce. A, zice, noi nu suntem chiar așa. Zice, numai ne-am luat ca bani diferite. Dar totul se rezolvă. Deci noi încă am înțeles că totuși mai stăm un pic, nu venim acasă. A, bine, ce Domnul să vă binecuvinteze. Dacă e ceva, sună-mă înainte de a pleca cu avionul. Este că dintr-o dată cineva spune, măi, stai că... A, zice, alții au avut... Zice, băi, te-am sunat acum că... Totuși la voi, cum o fost de n-ați venit până la urmă acasă? Păi, zice, am avut niște probleme. Deci știți care a fost problema? Unii n-au nevoie de mine. Dar unii, și aici să fiți atenți un pic și mai tineri ca mine, dar nu foarte tineri, unii tineri au zis, frate, așa ne place ideea, ne-am gândit să ne luăm o familie din asta, să discutăm cu ei, dacă ar vrea să ne aibă sub aripa lor, dar și avem o mică problemă. Păi unii nu-i cunoaștem. Deci dacă nu-i cunoscut, să mă duc la o familie care nu cunosc, să spun, bă, voi n-ați vrea să ne îndrumați în viață, să mai rugați pentru voi, să vă mai punem întrebări. Pe alții ce-i prea cunoaște. Păi ca să vă scot din încurcătură, vă dau un sfat. Eu cred că problema asta ar fi bine să o rezolve biserica.
Și biserica ar trebui să aibă câteva familii sănătoase, mature, care știu ce este viața și ce este Scriptura, care au înțelepciune, și să le spună tinerilor, dacă vreți să vă căsătoriți, căutați-vă o familie serioasă care să se ocupe de voi, că unii își aleg nați, așa e? Ăsta ți are 2 milioane de euro, dacă îl aleg nați, doar pune ceva la... Da, pune 50. Ca la săracul 150, că mă fac de rușine dacă nu pun. Ăla s-a scăpat, așa. Cum erau ăștia, nu? Biserică de frate, frate Iuda zice, am venit aici la început și am dat colecta. Ce să-ți băgau mâna în farfurie? Când au venit la amvon, s-a fost gol, poșul. S-a ridicat păstorul ăsta. Nu vă temeți voi de Domnul? Păi din casa Domnului, frate. Să zic unul din biserică, frate, dacă mă pui pe mine cu strângerea, nici Hristos nu mai curăța. Știi de paranteză, de tot ce putem face cu de o lucrare, dar s-ar putea să nu iasă absolut nimic. Și atunci poate să le spui lor, eu m-aș bucura să aleg despre cineva, apoi m-aș bucura să-mi spuneți mie ca păstor de cine ați ales. Sau poate chiar înainte de a vorbi cu ei, ar fi, frate păstor, noi ne-am gândit la familia Ionescu. Și eu să spun, mă, Ionescu, cred că-s foarte ocupat, că nu trebuie să spun mai mult. M-am zis, mă, Ionescu, e o familie foarte ocupată, gândiți-vă la alții. Că poate eu ca păstor știu că Ionescu mai am un pic și să-mi pus pe unul pe altul. Dar e frumos să spui din afară tot, dar dacă o discuta cu mine, spune, frate, noi suntem în al treilea cerc, în tăne. Da? Eu nu o să spun că ăștia gata să divorceze sau că au probleme sau că... Eu să spun, mă, Ionescu, e atât de ocupat în perioada asta, sigur o să vă refuze. Puteți discuta cu ei, dar sigur o să vă refuze. Voi gândiți-vă la altă, știi? Și gata, eu sunt la Ionescu, vezi că vin copiii ăștia, le-am spus că sunteți ocupați. Suntem, frate, Iuda. Dar să le spui în final, dacă nu găsiți pe nimeni, uite, am ales o listă, eu ca biserică, noi comitetul bisericii, avem o listă cu 7 familii. Oricare din ei puteți alege, noi vă garantăm că o să vă fie de mare ajutor. Uitați-vă la un împărat care trebuie să ia o decizie. Am o problemă cu nevastă. Cu cine mă consult? Și foarte simplu, a chemat pe înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii. Ar mai fi o variantă în limbajul nostru creștin. Dacă nu-i chem pe cei care cunosc ce-i la mod acum, ce se poartă, care sunt obiceiurile în lumea postmodernă, ai mai putea chema pe cineva. Știi pe cine? Niște oameni care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Și să spui, dragul meu, am ajuns aici în situația asta, ce mă învață Cuvântul lui Dumnezeu să fac acum? Și eu bănuiesc că toți vom ajunge ușor la concluzia că între unul care cunoaște legile postmodernismului și unul care cunoaște Sfânta Scriptură, sfatul va fi radical diferit, așa? Unul va spune dă-i în cap, celălalt va spune iasă. Unul va spune nu răbda deloc, celălalt va spune 30 ani de lungă răbdare. Unul va spune ia model pe actorul nu știu care, celălalt va spune ia model pe Domnul Iisus Hristos. Una va spune, uite-te la, nu știu, ce star de cinema, cum s-a descurcat ea, și dacă nu-i rușinos la ea, deci ar fi rușinos la tine. Și alta ar spune, ca Sara, am citit eu acolo, uitați-vă la Sara și numiți-l Domnul meu, dar nu ironic. Nu ironic. Și cu respect, da? Foarte important, cu cine ne sfătuim. Și eu vă recomand mereu să vă sfătuiți cu legea Domnului. De fapt, în mod practic să vă spun eu cam cum văd în viața de familie. Eu sunt împotriva popularizării problemelor. Sunt unii care, cum o scăpa pe ouă jos din mână, tot satul știe. Vai, zice, o scăpa, cine facem? Cum îl recuperăm? Tot satul râde că, zice, domnule, nu a fost în stare să facă un ou. Ăștia sunt doi extreme. Sunt alții care și de vede că gata, casa ia foc, nu punem nimic la nimeni. Până când ia lețin pe toți cu fumă. Și sunt unii care spun, măi, încercăm o dată, ne rugăm, discutăm, facem, în momentul în care vedem că avem deja probleme și începe să intre apă în corăbioara noastră, apelăm la cineva. Apelăm la cineva
Și spune, frate, ne pare rău, ne rușine, dar uite, am nevoie de... Și ăla spune, mă, dar n-ai văzut pe aici dopul, nu. Pune mai bine, că e simplu. Și tot ce ușor și-o rezolvat. Și eu cred că toți avem nevoie unul de celălalt. Cred că toți avem nevoie unul de celălalt. De asta spune Scriptura că femeile în vârstă trebuie să le învețe pe cei mai tineri, bărbații, tinerii trebuie să fie supuși celor bătrâni, toți în legăturile voastre să fiți împoloviți cu smerenie, că avem nevoie unul de celălalt în trupul lui Hristos. Haideți să vedem dacă mai există ceva. Versetul 15. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărăteței vaste după lege? Poate că era mai bine dacă întreba în harul lui Dumnezeu ce trebuie să se facă, da? Acum, vedeți, când te confrunți cu întrebarea altora, uitați ce se întâmplă. Dacă o să vă uitați la răspunsul acelor bărbați, o să vedeți cât de egoiști erau ei și unii cât de neputincioși erau. Ei nu lasă problema așa cum e. De obicei, oamenii au dat exagerări. Și spune, împărate, stai să lămurim noi. Nu e numai problema că Vaști n-a ascultat. Și acum o să se audă în toate împărățiile din Imperiu și toate nevestele o să facă ca ea. Și vai să amarge capul nostru. Adică problema lor era, băi, frate, noi și așa abia le stăpânim pe noastră acasă sau le știm noi ce fac eu oficial. Acum, dacă împărăteasa are curajul să facă lucrul ăsta oficial, a noastră îți dau drumul și ele și noi bărbații suntem de virul lumii. Îmi zice un frate, băi frate Iuga, se ridică un bărbat în adunare generală, un frate din biserică. Și vrea să facem noi reguli în biserică, cum să fie baticul pe cap, cum să legăm, cum să fie pusta, cum toate. Dar zice, nu m-am mai răbdat, am zis, frate, dacă m-a tare o lămurești pe sora să fie așa, noi stabilim regula pentru biserică. Acum eu îl înțeleg pe săracul, că el atât a încercat acasă și stabilește niște reguli, nu a putut niciuna. Și eu zic, mai am o șansă. Dacă mă duc la biserică și lămuresc pe ăștia să facem cu toate așa, doar cumva, de rușine sau sub autoritatea de biserică, doar mă ascultă cineva, să-mi ceva de ceva. Sau cam așa erau ăștia cu problema. Și fii atent, împărate, că dacă tu nu iei măsuri, vai de cu jocul nostru. Păi împăratul de-a să-l spună, bă, dacă nu sunteți bărbați în casa voastră, ce căutați aici? Plecați acasă, vă trimiteți nevestele să discuți cu ele cum stabileți bătălia și următoarea campanie ca să câștigăm. Sunt locali din România, nu aici, sunt locali din România, câteodată și la comitetul bisericii vine să spui frate, nu îmi spune la sora că nu-i așa. Aș avea ocazii în care, nu la noi, dar să știți, sunt ocazii în care așa de mult m-aș bucura măcar să fie familia întreagă la comitet. Că măcar să duce live, nu... Și de acasă vii cu notițe, tu iei notițe, te duci acasă, n-ai notat bine, vin apoi cu notițe, le iau un haos acolo, de-ați ocupat întâlnirii de multe omii de lucruri, toți fraților lor le rămân pe loc. Să auziți de la mine, să votați după ce ați auzit, ne rugăm și mergem acasă. E mult mai simplu, credeți-mi, e mult mai simplu. Uitați-vă aici la intermediar, la cei care cunosc legile, la ce autoritate apelezi atunci când apar probleme. Uitați că mai există un mare pericol. Sfătuit de alții, în ultima parte a versetul 19 se spune, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia cu mai bună decât ea. Câte neveste în locul acesta, când v-ați măritat, ați crezut că este un băiat mai bun ca Xulescu, ca mine? Câte? Nu ridicați mâna, că ce vă răspund? Cel puțin, eu mă gândesc că cel puțin 99% v-ați căsătorit cu păt frumos din tei. Căsător ca aluarul, măgarul, ca târul, dar nu ne obliga nimeni să ne căsătorim. Nu știu, poate că există cineva care spune, dacă nu e cal, fie și măgar, dar nu prea cred în foarte multe de genul ăsta. Și nu cred în bărbați care s-au căsătorit cu Sfânta Vinere. Ei s-au căsătorit de obicei cu Liana, cu Sânziana, zâna zânelor.
Vă rog să nu ridicați mâna. Câți bărbați, după ce v-ați căsătorit, de la o vreme v-ați gândit că totuși cu aia era mai bine? Nu ridicați. Deci, cum ați observat, rolul niciun. Și câte femei neveste și astăzi sunt descurtate de gândul că totuși există bărbat mai bun ca meu. Așa drăcește sună, dar sună bine. Alteia mai bună decât ea. Haideți să vă rămuresc câteva lucruri. Poate vei spune că nu e safe, nu e în siguranță. Da, este, doar suntem cu capul pe lume. Să vorbesc întâi despre casa mea. N-am găsit în lume. Eu că n-am găsit, nici am umblat mult. Nu cred că există, adică din punctul meu de vedere n-am găsit nevastă mai frumoasă ca nevastă mea. Dar să vă spun ce cred că este mai frumoasă ca nevastă mea. Deci să fiu cinstit, eu n-am găsit, dar cred că în lumea asta este femeie mai frumoasă ca nevastă mea. Mai înțeleaptă ca nevastă mea, cred că este. Și dacă îi dați faceta, nu e nicio problemă. Am gândit la finanță. Și poate mai sănătoasă ca ea, mai înaltă ca ea, mai scundă ca ea, mai sivrietă ca ea. Acum se vrea de arată neopoză, e faină. Eu nu știu nimic care nu-i faină până ca acasă oameni. Nici câine, nici pisică, numai faină. Asta e. Eu cel mai urât în toată casa noastră. Asta se vede. De asta nu vă arăt poze cu copiii, că unii nu ia. Păi știu, dar că n-am adrese de e-mail, n-am... Băieții s-au hotărât să aștepte. Avem mai 16 ani, dar v-ați hotărât, lasă, frate, că mai îndurăm noi. Discut cu mine, dacă-i cază. Am o bută de baseball pe lângă media, care sunt cerințe de scripturi. Dar vreau să spun un lucru. În orice domeniu ar fi una mai bună decât nevastă mea, nu există în lumea aceasta pentru mine nevastă mai bună ca nevastă. Amin. Aici trebuie la carne. Și acum ca să trec la casa voastră. Eu cred că sunt. Nu-i bine să le spuneți voi. Dar cred că fiecare din de-a oră trebuie să că este mai frumoasă ca nevastă, dar nu vreau să spun că ea e acum perfectă, nu? Plus că frumusețe e o chestie relativă. Cred că este mai bună bucătăreasă ca nevastă mea, cred că este mai gospodină ca nevastă mea, cred că este dar... Și aici ai voie să spui odată la 50 de ani și mintea ta, chestiile care le-am spus eu, dar niciodată n-ai voie să accepti gândul că este una pe ansamblu mai bună ca și ea pentru tine ca soție. De ce? Am un singur argument. Pentru că ți-a dăruit-o, ți-l-a dăruit Dumnezeu. Și Dumnezeu când se uită la noi, dragii mei, nu ne dă numai așa pentru 2 ani, pentru 6 ani, Dumnezeu ne dă pentru toată viața și pentru veșnicie. Și câteodată vei spune, vă frate, nevasta asta mea e cam tap, așa că nu. Pentru că așa trebuie să-ți ia Domnul ăla, să te țină în prânz. Să-i ți-a măsar din ăsta mai neastâmpărat și dacă nu-ți bagă cineva zăbala în gură și să tragă și să-ți rupă un pic pălțile, tu ți-ai rupt pe gâtul la niște alergări. Și Domnul ți-a dat una care e cu dragoste, zice, Ionuț, mai trag sau nu iubire, ce-am zis de voi. Bun, gata, asta e direcția, voia Domnului, bagă-ți mințele în cap. Domnul de poate le știe când este vorba de ansamblu. Acum eu am o explicație, spre exemplu, de ce Domnul m-a dat că vine Ludivina. Sau mi-a dat pe mine, depinde cum vrei să o pune. Ori ați auzit explicația, dar e bună pentru unii că îi ajută. Am zis că Dumnezeu s-a uitat la Divina, și a zis, nu uite ce fată bună, pocăită, asta, înțeleaptă. Pe mine mă interesează și ce cu unul să aibă ce. Ia să-i dau eu ceva de lucru, că știți, mântuirea e prin har, dar răsplata e după fapte, nu? Deci cât ai muncit, atât a primit dincolo, acolo e dreptate. Să te dau ceva de lucru, ca dincolo să-i pot dau cu una mare. Și eu nu știu ce s-o fi gândit Domnul. Uite, îi dau copiii străzi, se ocupe de ei. Domnul a văzut, măi, dacă s-ar ocupa de copiii străzi, să vede cu una. Și-i frumos, dacă am micuță. O devin misionar în Africa.
O văzut Domnul cam ce-ar face ea misionară în Africa, nu ce bine, să-l da la conună, ce frumoasă, dar totuși și micuță. Și atunci Domnul s-a uitat în lumea asta, zice, am găsit. Le dau pe iuga ca bărbat. Dacă văd să arată până la capăt, cea mai glorioasă conună. Vedeți că unii deja aveți explicația de ce ați primit darul. Foarte important, dragii mei, niciodată să nu permitem diavolului să pună în mintea noastră gândul mai bun sau mai bun. Și spui, ceea ce am primit de la Domnul pentru mine este cel mai bun. Și Apostolul Pavel spune, fraților, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și la voia lui Dumnezeu nu mai schimb nimic. Când Dumnezeu ți-a călăuzit într-o direcție, și aici vorbim despre familie, Dumnezeu ți-a dăruit cei mai buni. Acum aici, să știți, nu este un joc de cuvinte, este un adevăr. Darul lui Dumnezeu este perfect. Dar omul nu-i perfect. Deci Dumnezeu nu-ți dă un om perfect. Dar darul lui este perfect. Dumnezeu își dă un dar într-un om, într-un bărbat, într-o soție. Darul lui e cel mai bun. Nu trebuie umblat acolo. Acela-i darul. Nu pot schimba. Dar omul din darul respectiv nu-i desăvârșit. Dar Dumnezeu știe că acel om nedesăvârșit este cel mai bun pentru tine ca împreună să alergați spre desăvârșire. Și mai există aici ceva. După ce primește toate sfaturile, a primit scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui, el spunea că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Și îmi place cuvântul acolo, fiecare bărbat trebuie să fie stăpân. Dacă tata spune că plouă de jos în sus, așa plouă. Acum eu lucrez la un material. Soția este partener sau proprietate? Nu mă întrebă din asta simt între cuvintele. Dacă e partener sau proprietate. Nu răspundeți voi, că sunt nevestele lângă voi, deci lăsați-mă cuvinte să răspund, nu? Vă dați cu părerea. Și nu o să vă spun eu studiu, că nu l-am terminat, dar să știți că din multe puncte de vedere, să vorbim și de proprietate. Proprietate. Deci mă gândesc că dacă vreți un argument de unde l-aș putea da. Ca să nu vă încurc prea tare, mă gândeam biserica este partenerul lui Hristos sau proprietatea lui Hristos? A plătit-o cu sângele lui? Atunci deci faci pe mie ce m-o plătit el. Nu pot să-mi stare să-și cumpere costumul de mine, eu i-am cumpărat. Păi știți că poți să ai proprietăți pe care nu le-ai plătit tu. Le-au plătit alții. Și le-ai primit tu cadou. În niciun caz, nu, soția nu este doar proprietate. Pe multe lucruri la care noi întrebăm sau, ori, ele sunt de fapt și. Dar dacă unii admeze doar pe ideea aceasta, deci dacă te uiți așa repede, spui, și dacă te uiți cu astfel, că fiecare bărbat trebuie să fie stăpân, păi doi stăpâni nu pot fi în casă, înseamnă că cealaltă e slugă. Și dacă așa te raportezi în casă, stăpân-slugă, atunci trebuie să te aștepți la o revoluție. Foarte curând. Dacă nu ești stăpânul care trebuie. Sunt unii stăpâni iubiți, ascultați. Știi ce spune Dumnezeu în Scriptură? O să ai roți care când o să îi eliberezi, o să vină și o să spună stăpâne. Atât am de drag de tine. Așa îmi place în casa ta. Te rog frumos, nu mă elibera. Ține-mă rogul tău. Și Dumnezeu spune, dacă o să fie asta dorința, păstrează-l ca rog. Altul poate că numără, a mereu. Deci până la 7 ani că mă eliberează, Doamne. Pentru unii, 7 ani trec ca un vis, pentru că era iubire, acolo relație faine, pentru alții e mai mult decât veșnicie. Și atunci, chiar dacă am acceptat ideea, deci în niciun caz nu poți să spui relația de familie este stăpân-slugă. Dacă așa pui problema, ai pus-o foarte încurcată. Există cealaltă problemă. Dacă tot vorbim de responsabilități și de roluri diferite,
Atunci vreau să te întreb, cum te porți tu după modelul lui Hristos, inclusiv cu proprietățile tale? Că unii vă spălați mașina mai mult decât nevastă. Au unii și mașina e proprietate. Dom'le, atâta o spreiază, atâta o parfumiază, atâta o aspiră, atâta... A zice, la un băi, așa și nevastă. Dacă te ocupi atât din nevastă care e mașină, să zic asta e cea mai fericită femeie din pământ. Aici n-am vreme, frate. Deci m-am gândit dacă unii până acolo ar merge să accepte ideea aceasta strictă, totuși rămâne întrebarea cum ne comportăm cu lucrurile noastre valoroase. Că la un moment dat apostolul spune, purtați-vă cu soțiile voastre ca și cu un vas mai, în sensul că e delicat, așa e? Un vas mai slab la gură, cam acolo vasele slabe. Și zic, dacă asta e problema, tu ce faci? Iar nu-i înțeleg pe unii, nu-i pot înțelege, vedeți? Toată lumea știe fotbal, hai să luăm un exemplu din fotbal. Este ca și cum ar veni cineva să ne face de așa, hai să ne uităm la ăștia, cum joacă. Zice, prieten, îl vezi până că e de catul ăla de acolo. Și ăla nu știe, dă cu stângul drept, nu are abar, zice, nu e direcția care trebuie să dea la poate, nu știe. Și eu stau, mă uit la el, că mă uit la el și mă uit la ăsta care vorbesc, mă uit la el. Și la un moment dat zic, băi, poveste. Zic, am o problemă, da? Zic, ia uite ce tricou are ăla. De ce vreți să spune? Uite ce tricou are ăla. Zic, așa se amână papel. Pentru că știi că voi sunteți în aceeași echipă. Da? Și cum te studiezi partenerul tău de echipă? Eu cred că orice antrenor cu minte și de are unul mai slăbuț în echipă. Când are palul să-l bat, dar spune, bă, vezi, în așa să-l bat, nu-l bat nimeni, că să-i clar. Dați mingea la el în pauză, îi spune el la măsută, scuze, pe asta, în stânga, le faci parcurul, că nu cumva să vezi mingea, pe atent, că nu prici apă ăștia că tu nu știi să dai. Zice, voi dați, când vedeți că tot îți cealaltă jumătate de echipă sau e mingea pe loc, eu dai lui să tragă, dar numai până la tine, așa, că nu-i să de așa să mergi de. Deci așa îmi faci cu fență, știi, și tu stai lângă el, ai preluat-o. De ce? Pentru că e rușinea mea dacă îl descopere cineva. E rușinea mea pentru că e în echipa mea. Auzi câte nevastă vorbind de bărbatul ei. Și vorbește, domnule, așa îl face varul, de tutare, de tutare. Zic că ține interpeleul ăla. Sau auzi câte unul vorbind de nevastă sa. Cum vorbește el? Să te întreb, măi, asta e din Afganistan sau cine? Nu, zice, e nevastă. A, nevastă. Felicitări, bravo, zică. Să zic că zice, ești de ce care l-a fost, poate așa au devenit datorită ție, nu mai știu, multe întrebări acolo. Vedeți, e foarte important cum ne privim în casa noastră. Ne privim stăpânii și ceilalți trebuie să ne spere picioarele la toți. Ne privim toți ca robii lui Hristos și toți îl slujim pe Hristos. Sau dacă eu știu că Dumnezeu mi-a dat niște responsabilități în plus față, îmi împlinesc responsabilitatea cu dragoste, slujind. Eu cred că fiecare bărbat trebuie să fie cel mai mare în casa lui. Asta spune Biblia. Singura problemă care mă dezavantajează, și care este? Iisus Hristos. Se vede cel mai mare, dar pune mâna pe stergat. Deci eu am crezut că dacă eu umil cel mai mare, a zice după legile lui Ahasver, da, dar zice după legea mea, acela e mare care, îmi zic, n-ar putea fi soția ta mai mare. Nu, nu, zice, tu ești. Pune mâna și lucrează. Vedeți, foarte, foarte important cum ne vedem în casa noastră, cum ne înțelegem rolul și care este spiritul, Duhul în care ne împlinim rolul. Versetul 2 spune, după aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasverul și s-a gândit la Vaste, la ce făcuse ea, la hotărârea luată cu privire la ea. Interesant. După ce faci multe prostii, te gândești la ce ai făcut și totuși știți că și acum este o șansă. Uneori facem greșeli în viață. Întrebarea este, ce faci când îți dai seama că ai greșit? Și un alt lucru periculos pentru viața de familie și pentru orice relație, știți care este?
să iei hotărâri după legea mediilor săpeților. Știți ce înseamnă asta? Nu se mai poate schimba nimic. Vă recomand o hotărâre în viață după legea mediilor săpeților. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Să te legi de Hristos cu toată ființa. Să crezi Biblia în întregime. Dar nu luați hotărâri după legea mediilor și peșilor prin forma de unul cu celălalt în anumite relații și lucruri trecătoare. Pentru că mâine s-ar putea să ajungi la concluzia că n-ai luat cea mai bună hotărâre, cea mai înțeleaptă hotărâre. Și atunci noi nu schimbăm pentru că noi am hotărât, nu? Și el ca bărbat. Dacă el ca bărbat a spus că noi luăm apartament în zona asta. Și a spus și la colegii lui că noi luăm aici. Păi nu contează ce descopere el după asta despre zonă, despre apartament. El a zis un cuvânt și da, lui este dangă, are și... Deci el a hotărât o prostie, nu judecată cât trebuie, dar el rămâne om de cuvânt. Și toate consecințele de aici. Vine unul, discutam cu el, un bătrân, și discutam la comitet, el s-a pocăit, s-a căsătorit cu cineva și acum era pe cale să divorțeze. Și noi am încercat să-i explicăm niște lucruri și el, așa ca să ne salveze respirația, frate, și eu să vă spun una, și bună, să mă cunoaște. Eu sunt mort din inima munților, la mine, când am spus o vorbă, aia rămâne. Mă uit la el, te excitez, Domnul se binecuvinteze. Să zic, îmi place că este asta și eu, că tot de acolo, din acasă, hapa, pui, și stau un pic într-o jungă, dar e bine. Și zic, chiar așa vreau să faci. Păi și da, am zis că divorțez de ea, divorțez. Dar din câte mă aduc eu aminte, înainte de a spune că divorțez de ea, tot eu te-am auzit când ai spus, frate Iuga, la bine și la rău până la moarte. Cine de ce ai spus prima dată? Că ești om de cuvânt și ai zis, aia ai zis, nu așa. Că cum nu așa? Deci foarte important să spui, măi, am luat o hotărâre. Știți, eu știu un om de cuvânt. N-aș vrea să ajung unde a ajuns el. Știți cine? Irod. Dar ăsta s-o trebuie de cuvânt. El a zis că taie capul lui Ioan Botezătorul, l-a tăiat. El a promis la una că dacă îmi cer ceva, dau. Și de-aia influențată de maică sa, de minte să avea maică sa, dai seama. Influențată de maică sa cere, ce să spune Scriptura, cât s-a tulburat el. Pentru că ținea la Ioan Botezătorul, avea și o teamă de el, că vedea nu a avut o problemă. Din cauza că el a zis o vorbă și l-au auzit ceilalți, el acum trebuie să rămână lângă vorba lui. Eu cred că Domnul ar fi iertat dacă ar fi mințit de la casă. Ce zice dumneavoastră? Dacă el se auzi, eu când am spus jumătate din împărăție, n-am spus capul, m-am văzut de tot. Deci te gândești la altceva, m-am zis să dau două vaci, doi cari, nu? Certul, viața oamenilor, nu știu Dumnezeu peste ei. Și aici nu mă țin de cuvânt. Eu cred că ar fi fost mai ușor pentru el dacă nu se ținea de cuvânt. E foarte important dacă am luat o hotărâre, am făcut o greșeală. Să reanalizăm, vezi când mintea s-a limpezit, te-ai gândit la ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce puteai să faci, nu să continui tot, iară cei ce slujeau împăratului au zis. Iară vin ei să te sfătuiască. Să le spui, bă, băieți, voi m-ați adus în cazul ăsta, mulțumesc. Lăsați-mă acum pe mine să decid. Că e vorba de viața mea, e vorba de sufletul meu, e vorba de relația mea, e vorba de soția mea. Lasă-mă pe mine să decid. Sau dacă văd că unii nu m-au sfătuit bine, le spun mulțumesc pentru serviciile anterioare, acum îmi caut alți sfătuitori. Că poate ajung un pic mai bine. Și poate că era o variantă să spună, auzi, zice, m-am gândit eu. Nici ea nu m-a ascultat, dar nici eu n-am fost bun. Iată mă duc eu la o întâlnire cu împărăteasă să spun, iubire, noi am putea să ne iertăm unul ca altul. Am putea să învățăm ceva de aici, am putea să ne refacem viața de familie, să ne refacem inima. Dar era luată hotărârea mediilor săpeților. Poți plânge, poți tot, am luat hotărârea, nu mai putem schimba. Nu luați astfel de hotărâri în viață. Luați o hotărâre, întâi vă gândiți, vă rugați, vă scotuiți,
Dacă ați luat o hotărâre și vedeți că lucrurile nu funcționează bine, tot voi faceți un nou comitet de familie și spune, au iubire, am pierdut niște bani, hai să ne pierdem și dragoste, hai să ne pierdem și cuvintele frumoase. Tot noi hotărâm, uităm că am hotărât, schimbăm hotărârea, pentru că trebuie să meargă spre bine. Ca să nu credeți că lumea păgânii au probleme, întoarceți în cartea lui. Din nefericire, și în cartea lui, în capitolul 1, este prezentată tot distrugerea unei familii. Și aminteam de zilele trecute. Și doar două lucruri o să amintesc aici, pentru că mă gândesc că poate unii aveți întrebări și dacă putem în dimineața aceasta să găsim răspuns la câteva întrebări în Scriptură, poate că ar fi bine. Spuneam că aici aveți un bărbat care face o greșeală. Și greșeala care o face pentru familia lui, oricât de bine ar fi fost motivat, este familia mea o să se despartă o vreme de poporul lui Dumnezeu. Pentru o perioadă, probabil scurtă, bănuit el, noi ne despărțim un pic de poporul lui Dumnezeu. Nu era vorba că te desparți de localitatea ta. Nu vreau să înțelege neapărat o chestie patriotică. Era un lucru, te duceai într-o țară unde nu mai aveai templu, unde nu se mai practica închinarea pe care ai știut-o tu, într-o țară în care erau influențe păgâne, probabil că Manoah s-a gândit, dragi, că mă duc eu acolo, noi o să ne rugăm împreună casa noastră, noi o să mai citim din legea lui Dumnezeu casa noastră. El nu s-a dat seama cât de puternică poate fi influența lui. Și ieșind din poporul lui Dumnezeu, de sub acea binecuvântare a apartenenței la popor, a închinării împreună, să ai vecini care gândesc ca tine, să ai oameni care au aceeași direcție ca tine. Eu le spun părinților cât de mare este diferența în perioada în care am crescut eu și cresc copiii noștri. Localitatea noastră, probabil că atunci când eram noi copii, avea, nu știu cât, aibă, dar avea 2000 și ceva de numere de case. Deci dacă ai pune numai 4 în casă, putea fi destul de mult. La noi regula era, nu puteai să treci pe stradă să nu saluți pe cineva. Eu când m-am dus la Iași la liceu, în primele zile, cred că în primele săptămâni, salutam pe toată lumea. Se uitau la mine de avânt de bun, nu știam ce avea. Eu urcam în tramvai, bună ziua, pentru că era o problemă, dacă eu treceam prin sat, nu contează, îl cunosc, nu-l cunosc. Și dacă eu nu salutam pe cineva, și la noi știți care era salutul, lăudăm pe Iisus și răspunsul înveți amin. Ăsta e salutul zonei. Eu n-am mingeam acasă. Dar nu erau telefoane mobile, nu erau internet, nu era nimic. Tata știa. Tata știa deja că pruncul lui nu s-a rotat să nu știe de ce să rețină lui Fosul. Și de ce? Pentru că se spunea. Adică era un spirit social, nu atât de mult îl deranja pe el că l-am salutat sau nu l-am salutat. Și care era ideea? Crește copilul ăsta și nu crește bine. Copilul ăsta nu-i învățat respectul, stai că tot trebuie să știe că n-are respect și seamă tot de niciodată. Eram într-o societate unde oarecum oamenii țineau unul cu altul și se ajutau unul pe altul într-o morală creștină, discutabilă, dar era o morală a statului, a societății. Acum, copiii noștri nu în țar și în biserică și se pot auzi. Al început de ei după îngustul de taică tot. Când zici, păi, hai, și tu cu noi. Hai, mă, să las pe taică tot, știi, mă, de la tur, dar eu tot s-o pot lovi. Și faci istoricul, diagnosticul, tot, da. Zici, păi, cine prostii maică, dar spune-l maică dacă am ieșit din epoca de piață. Dar asta câteodată de la unii din biserică. Și atunci spun, cât de mare este diferența între unde am crescut noi și unde cresc alții? Ce luptă trebuie să duci ca părinte să-ți înveți copilul în legea lui Dumnezeu? Pentru că ies copiii noștri mereu și sunt mai mult în lume decât aici. Și pe asta trebuie să ne gândim care sunt consecințele acestui fapt. Elimelec nu s-a propus să ajungă acolo. Dar se pare că Elimelec a trebuit să plătească pentru ce a făcut el. Și el s-a dus.
Dar văzut că nu fac acest lucru și copiii. Foarte important, vedeți, copiii nu plătesc pentru greșeala lui tata. Copiii nu sunt vinovați că tata a plecat și a luat cu ei. Copiii trebuia să asculte. Numai că există altceva. Pentru că acum ei au crescut sub influența Moabului, copiii hotărăsc să calce în picioare legea lui Dumnezeu și își au nevese moabite. Cred că cele mai bune moabite din lume. O singură problemă aveau. Erau moabite. Și încerc să le spun eu tinerilor, sper că mă înțeleg ei câteodată, că Dumnezeu atunci când spune să te căsătorești în poporul Domnului, adică om născut din nou cu om născut din nou, niciodată în Vechiul Testament n-a spus băieților din Israel să nu vă luați filistențe pe surâte. Eu cred că erau multe filistențe mai frumoase decât evreițele. Și să vă spun de ce. Din câte mă aduc aminte, filistențele stăteau la case frumoase, mărișoare, societate stabilă, părinți cu proprietăți. Eu cred că ele erau mai spălate, nu pentru că evreicile n-ar fi vrut să spele. Aveau o mică problemă. Prin pustie, dușul la purtător era mai greu de găsit. Apă, câteodată n-avea nici de băut. Limuzina cu care circulai n-avea aer condiționat. Spray-urile care le aveai cu tine se mai terminau de la o vreme. Și mai ales când despreiai după ce erai transpirată, că ai tras măgarul după tine, acela tot măgar se împotrivea, să-ți găsea un amestec interesant. Și atunci, iau o evreică, cât ar fi fost ea de, iau-o din soalele care le avea, cât putea să aibă, că nu se putea duce dulapul pe rost prin pustie. Și așa lângă una care avea tot timpul vreme de sală, imediat pozele erau altfel, da? Se ducea la o evreică, zice, dacă mă însor cu tine, să te tai pe tot. Zice, nu-mi dă nimic, tu trebuie să mă plătești. Păi ce sunt dacă are două capre? Suntem patru surori. Dar știu ce n-arată o mamă care și-a măritat toate fetele cu o garconeră. Garconarea are tot aceea care trebuie să mărită. După ce se mărita, ce cred că rămâne la următoarea? O funcționa treaba. Tot din deci, școală nu, aia nu. Dar Domnul niciodată nu a spus, vezi că filistențele sunt proaste, filistențele nu, filistențele nu. Și nici nu a spus la fetele evreilor să nu vă uitați la ăștia din... că ei sunt grâni. Nu a spus la evrei ce vezi că filistenii sunt slăbuți, timorați, toți cu un ochi așa și cu un așa se uită după colț. Nu asta a spus. Dumnezeu are un singur motiv. Știți care este motivul? Să nu vă căsătoriți cu ei, cu ele. De ce? Pentru că ei se înclină la un alt Dumnezeu și te vor trage în direcția respectivă. Și asta va fi tragedia vieții tale. Îți vor schimba Dumnezeul și închinarea. Aici nu s-a dat seama omul acesta cât rău poate face familie să o ducă în mediul respectiv, copiii au fost influențați și copiii sunt influență acum își au moabite. Păcătuiesc ei și culeg consecințele păcatului. Ei nu mai respectă legea lui Dumnezeu. Probabil ei, în cel mai fericit caz, făceau acum un amestec între legea moabiților și legea lui Israel. Și de obicei când faci un amestec, știi cam cum ies amestecul. Iau ce-mi place din legea lui Israel și iau ce-mi convine din legea moabiților. Cam așa erau samariteni, știți? Au spus, luăm ceva de la Domnul, luăm ceva. Concluzia profetului era următoarea. Ei nu slujau nici zeilor păgâni, nu slujau nici Dumnezeu în Israel. Mă uit la niște oameni care au făcut greșeli. Consecințele au fost mari. Familia lor a fost distrusă. Și
Și pentru că putem să învățăm și noi. Și aș vrea să vă încurajez în continuare pe voi care sunteți, n-a spune departe de casă. Voi sunteți acasă aici. Dar totuși sunteți străini și călători prin lumea aceasta, pentru că mergem în și altă țară, în și altă parte. Nu vă îndepărtați de poporul Dumnezeu niciodată. Și dacă unii spune, zice, numai o lună o rădești cu biserica și cu... Așa o zice el, pentru o vreme. Și să știți că am întâlnit cu oameni care au spus, frate Iuga, mai din unii, se frate, vrea să discutul dumneavoastră, dar reprimire în biserică. Bun. Și întreb, zic, dar cum? Oh, păi zice, am crescut în județul așa, în casă de pocăriți, m-am botezat, am cântat în orchestră și a venit vremea, am luat o decizie, am găsit un băiat mai bun decât pocăiții din biserică. Că, în general, toți cei din afara bisericii sunt mai buni decât ai din biserică, așa-i? Nu te au și mulțumesc. Au două calități mai, da. Și apoi se promite că se vor, pocăi. Și acum noi vorbeam după 25-30 de ani, în multe cazuri, că de fapt spuneau, n-am avut nici bucurie, nu am avut nici pe Dumnezeu. Și am o dat măcar cu Dumnezeu să pun viața în punct, dacă seara altfel nu mai pot pune la punct. Și una din întrebările mele era aceasta, soră, te-ai gândit vreodată că pauza o să fie de 30 de ani? Să zic, frate, eu da. M-am gândit așa, poate o lună. Poate o lună mai rar, că până se îndulcește. Hai două luni, trece vara, dar din toamnă. Și-au trecut 25 de ani. Nu lăsa pe diavolul să-ți pună în minte, pentru o vreme, orărești puțin, faci o pauză. Că pauza respectivă s-ar putea să prindă mult mai tare. Și poate că am spus mult, dar sigur n-am spus suficient în zilele acestea. Nu lăsa mintea ta să fie influențată de altceva decât de legea lui Dumnezeu. Noi și copiii noștri, oricât ar părea de absurd, oricât ar părea de fără logic, oricât ar părea de învechit, noi să rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Și dați-mi, dacă Cuvântul lui Dumnezeu se ne lasă de rușine, nu se ne lasă, e sigur. Dumnezeu niciodată nu ne va lăsa de rușine, ci întotdeauna ne va înălța. Mult aș vrea să vă rog în continuare, și în ce privește relațiile, relațiile din biserică, relațiile din familie, relațiile dintre voi, tinerii, sau când vă gândiți la relații pe viitor, toate relațiile să le gândiți în lumina Sfintelor Scripturi. Atunci, te bucuri de binecuvântare și te bucuri cu adevărat de succes. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin.